Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Preoți, frați și surori, slăviți să fie Domnul. E minunat că din nou suntem împreună, pentru că, iată, așa de aproape am fost doar duminică, două zile, și acum suntem în această sărbătoare. Și fiecare dintre noi, în locurile acestea, de fiecare dată învățăm multe cuvinte minunate de folos fiecăruia care dorește să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și pentru că fiecare dintre noi am dorit să fim din nou împreună, totdeauna cu mâhnirea aceasta că nu suntem mai mulți, dar cuvântul Domnului rămâne adevărat și astăzi, în ceea ce El mereu ne spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este aici. Sunt atâtea cuvinte pe care fiecare dintre noi, așa cum mereu spunea fratele Traian, fiecare dintre noi are dat din partea lui Dumnezeu felul de cuvânt. Dar toate împreună, mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu se ducă în același loc, la jertfa Domnului Iisus, pentru mântuirea sufletelor noastre. Și atunci toate au valoarea aceasta pe care cuvântul lui Dumnezeu o cere. În istoria noastră zbuciumată, așa cum auzeam, acestea sunt adevăruri și noi rămânem credincioși acestor adevăruri și niciodată nu putem altfel spune decât așa cum ne-au învățat ei. Și așa rămânem. Însă cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce părintele Iosif, apoi urmat de fratele Traian, fiecare dintre noi, ne-a spus atâtea lucruri pe înțelesul nostru. Lucruri mai simple în care spunea, când atunci nu-L cunoșteam pe Domnul. Și deși mergeam și făceam parte din creștinismul nostru, zice, aveam o cruce fără Hristos. După ce L-am aflat pe Domnul, iată, am aflat și crucea. Și acum spune El, întărește cuvântul acesta, nici cruce fără Hristos, dar nici Hristos fără cruce. Cred că așa de minunat Sfântul Apostol Pavel și noi așa vrem în ceea ce am auzit, așa cum Părintele Iosif a mărturisit, așa cum s-a început cuvântul, așa cum și noi citim cărțile oastei Domnului și în acest Psalm 105 a fost versetul acesta, să vestim între popoare. Părintele Iosif aceeași lucrare a făcut. Nu era lipsă de celelalte și El a fost învinuit. Și noi trebuie, cei din oastea Domnului, într-adevăr, să înțelegem și să credem cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Iosif era învinuit, rămânând credincioși aici, bisericii noastre, că nu vorbește despre biserică, despre taine și alte lucruri. Și El a dat răspunsul acela minunat. Zice, fratele Traian așa de frumos, El n-a vorbit la orice cuvânt despre acestea, dar a făcut pentru biserica noastră și pentru poporul nostru ce n-au făcut ceilalți care la orice cuvânt mărturisește biserică și nimic n-a făcut pentru ea. Deci aici să înțelegem felul cuvântul părinților noștri. Fiecare dintre noi nu cunoșteam felul acesta a lucrării, cuvintele acestea, mărturisirile acestea. Și pe înțelesul nostru, o cruce fără Hristos era acea istorioară frumoasă când acel om s-a dus cu căruța și cu copilul lui și a intrat în lan să fure. Astea sunt lucrurile simple care se văd. Și de aici noi trebuie să înțelegem cuvântul Domnului să nu facem așa. Și zice, când a ieșit din lan și a făcut semnul crucii. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta să nu-L vadă cineva. Ăla e un semn al crucii fără Hristos. Când furaseră, dar copilul, tatăl zice, dar în sus nu te-ai uitat? Că acolo te vede Domnul. Ăstea sunt cuvintele pe care simple să putem să le înțelegem noi. Aceea este o cruce fără Hristos. Și altele în lumea în care trăim, între oamenii noștri, da, e adevărat lucrul acesta.
Lucrarea oastei a venit să înțelegem că alături de crucea Domnului pe care s-a jertfit să luăm și pe Domnul, aceasta e valoarea împreună. Cum în Vechiul Testament avea valoare. În Vechiul Testament era sfântă și altarul și ceea ce se aducea jertfa pe altar. Ceea ce se punea acolo, nu așa? Acum tot la fel. Împreună crucea cu Domnul Iisus, cu jertfa Lui. Și când fiecare dintre noi înțelegem așa, pentru că așa ne-au spus părinții noștri. Și de aceea nu vrem nici să scoatem, dar nici să adăugăm. Pentru că nu se mai mărturisește așa cum se mărturisea. Și mereu mă întorc la strângeți fermiturile. Avem 7 volume de cuvântul pe care ne l-a adus frații noștri în adunările noastre. Iată de o vreme atât de îndelungată pe care o sărbătorim și o trăim. Și mereu spunem, nu se mai potrivesc de atâtea ori mărturisirile sau vorbirile fraților cu a părinților noștri. Căci n-am avut de gând să citea aici ce adevăr, așa a dorit și părintele Iosif și fratele drag, să știu altceva între voi decât de Iisus și de El răstignit, că acesta este necunoscut fraților. Și atunci când fiecare înțelege în felul acesta și noi datorăm părinților noștri și le mulțumim pentru că prin harul lui Dumnezeu ne-a adus și ne-a chemat și pe noi în această lucrare, să putem din nou să începem felul acesta așa cum l-au spus ei, așa cum ne-au învățat ei, așa cum ne-au sfătuit ei. Și să nu mai ascultăm alte glasuri care nu fac parte din limba oastei Domnului. Și atunci lucrurile vor fi, într-adevăr, acelea care ne va aduce pe fiecare dintre noi la legătura aceasta. Și mereu și mereu ne întoarcem în adunarea noastră ca să putem să înțelegem între frații noștri, cei dinaintea noastră. Și ne aducem aminte mereu de ei și de felul cuvântul pe care ne-l spunea. Și meditând la acestea, era fratele Irimia, care mărturisea cuvântul extraordinar și citea versetul și spunea, dacă n-am înțeles, hai să-l mai citim o dată. Iar fratele Năstase, frate, spunea așa, cei mai în vârstă și cei bătrâni știu, să mâncăm Biblia, fraților. Adică să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și de acolo vine izvorul acesta care ne dă nouă, apa cea vie pe care i-a dat-o Domnul Iisus samaritencei la fântâna lui Iacov. Și de aceea nu vrem să întârziem, cuvântul lui Dumnezeu a fost așa de frumos folositor și noi așa de simplu este să-l putem înțelege. Doar din Evanghelia de astăzi, lungă, dar foarte importantă, pe care noi am ascultat-o și o ascultăm de atâtea ori. Și ea ne s-a spus mereu, m-am gândit aici, la cuvântul acesta minunat, când era dat în mâinile iudeilor, în capitolul 19, versetul 13, cred că aceasta ne trebuie fiecare dintre noi. Și zice, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, în evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor, cum pe la ceasul al șaselea, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Fraților, cred că fiecare dintre noi, versetul acesta ne rămâne conștiinței noastre să alegem. Să alegem pe Domnul Iisus. Să alegem pe acela care ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Să alegem mereu și cu ochii țintă la El și nimic în altă parte. Să alegem pe Domnul Iisus în viața noastră, împreună cu crucea Lui. Mereu fiecare dintre noi spunem cuvintele acestea, avem o cruce pe pământul acesta. Și de atâtea ori cădem sub ea, nu-i așa? Când vine atâtea greutăți și ne... Fiecare dintre noi
ne tânguim, ne plângem că e prea grea noastră. Dar sunt altele mult mai grele. De crucea aceasta se plângea mulți în vremea aceea, atunci când unul dintre ei spunea, Doamne, mi-ai dat o cruce prea grea. Și atunci zice, într-o noapte s-a dus și a arătat multe cruci, să-și aleagă pe care o vrea. Și acel suflet, zice, s-a dus, a văzut una frumoasă, de aur, și a vrut să o ia pe aceea. Și nu o putea ridica, nu o putea lua. Zice, îngerul, alege alta dacă pe aceasta. Și s-a dus la alta, nici pe aceea. Mai alege odată alta care o vezi aici și îți place și crezi că ar fi. Și s-a dus și a ales alta, aceea una mai micuță. Și atunci când a ales-o, zice, ia întoarce-o. Și când a întors-o, era numele lui. Asta e crucea ta. Deci fiecare dintre noi avem o cruce pe pământul acesta. Și așa, poate în atâtea clipe grele, dar Domnul este cu noi și ne ajută. Ce înseamnă crucea Domnului? La sfârșitul vieții, dacă ne ducem crucea fiecare, așa cum ne-a dat-o Domnul, cu greutăți, spune cazuri. Spune așa de frumos, fratele Traian, că la trecerea noastră din viața aceasta pământească, punem crucea pe acele două tărâmuri. Și dacă am dus-o cum Domnul ne-a dat-o și n-am tăiat din ea, trecem din viața aceasta în viața veșnică. Dar dacă am tăiat din ea, am scurtat din ea, zice, să te ducem în prăpastie împreună cu noi. Deci să ne luăm și noi fiecare crucea pe care ne-a dat-o Domnul și El știe ce ne-a dat. Și nu ne-a dat și nu ne-a dat mai mult decât putem duce. Dar să putem împreună cu crucea să-L alegem și pe Domnul. Să nu spunem că atunci ca preoții aceia, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Noi nu avem altceva de ales decât lumea și cu ce este, ce se vede ochii noștri. Despre aceasta e cuvântul acolo. Și noi să rămânem credincioși cuvântul lui Dumnezeu și să alegem că ceea ce Dumnezeu ne-a dat în lucrarea aceasta prin părinții noștri, împreună unii cu alții, spunea fratele Vasilică, ne ajută pe fiecare dintre noi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și aceasta cred că dorim. De aceea Domnul să ne dea putere și fiecare dintre noi împreună unii cu alții să ne ducem crucea pe pământul acesta aici unde ne-a așezat Dumnezeu și să avem totdeauna o cruce cu Hristos, niciodată o cruce fără Hristos. Slăviți să fie Domnul! O cântare.